Bună seara tuturor! Începe o nouă ediție România te iubesc! 8.000 de dosare cu infracțiuni silvice au fost finalizate anul trecut de anchetatori. În închisoare au ajuns doar 30 de hoți de pădure. Metri cub după metri cub de lemn au ieșit ilegal din păduri. O realitate revoltătoare care vorbește deschis despre competența anchetatorilor și a magistraților români. Încă se fură masiv din pădurile noastre. Cu toate că acum, în iarna 2023, avem mijloace tehnice prin care am putea să oprim furtul, dar prea se întâmplă. Asta pentru că de multe ori hoții sunt mână în mână cu cei care ar trebui să apere și să aplice legea. Urmăriți un reportaj marca România te iubesc, semnat Alex Tima și Cristian Corchiș. Vă rog frumos, faceți un reportaj pe ăștia, poate ne scăpați de hoți. Să vă scape de hoți? Da. Dacă 300... După ce astea am munți ăștia în deal aici, nu mai e sunt pădure. Sunt 300 de hectare, ăștia fură. Andrei Ion este liderul clanului Brânzăn, o grupare alcătuită din hoți de pădure și silvicultori corupți care au nenorocit versanți întregi. Au tăiat ilegal peste 500 de hectare de pădure și au lăsat în munții Făgăraș un dezastru ecologic. În total, 23.000 de arbori au fost tăiați și transportați ilegal cu 1.800 de camioane. În 2018, după zile întregi de căutări, l-am găsit. Nu mi-a găsit niciun arbor netăiat. Mi-a găsit 17 șoate. Dintre care, 3... Cum, dumneavoastră, doar 17 cioate v-au găsit acolo? Da, domnule. Păi cum 17, dacă aici scrie de 23.000 de arbori, dumneavoastră spuneți de 17 cioate? Eu nu vă mint. Andrei și clanul Brânză au măcelărit pădurii în anii 2008-2011. Gruparea a fost anchetată în dosarul Cherestea 1 din toamna lui 2011 până în 2017, 6 ani. În 2017, clanul Brânză a fost trimis în judecată și alți 6 ani instanțele au tot bătut pasul pe loc. În tot acest timp le-am cerut cu probe autorităților să-și facă treaba. Aici au dat foc. Toată zona de aici este arsă pentru a-și ascunde urmele. Este doar un loc în care s-a tăiat toți munții de aici. Așa arată. În 3 ianuarie 2023 s-a dat sentința. Andrei Ion a fost condamnat la 10 ani de închisoare, cea mai mare condamnare cu executare de până acum din domeniul silvic, fiii săi au primit câte 4 ani. Tot atâția a primit și pădurarul Uță Vasile. Cum s-a tăiat acum? Păi cum să se tăie? Păi cum s-a ajuns să tăie toată suprafața asta? Întrebați pe cine a tăiat ce am tăiat. Pedepsele primite de hoți acum nu sunt însă pentru tăierea ilegală de pădure, ci pentru evaziune fiscală, pentru faptul că n-au înscris în evidențele contabile banii încasați din vânzarea lemnului și au prejudiciat statul cu aproape 600.000 de euro. Și asta pentru că în cei 12 ani de anchete și procese, unele fapte s-au prescris și multe dovezi ale dezastrului din pădure s-au pierdut. În anii 2008-2011, alte 3 firme din Argeș au fost părtașe la dezastrul din munți, peste 1.000 de hectare distruse. Sunt cercetate în dosarele Cheresteaua 2 și 3 de mai bine de 12 ani. Groape la poalele Iezerului. 300 de hectare de pădure distrusă. Aici a tăiat societatea comercială 2 brazi verzi. După nume, ai zice că sunt ecologiști. Atât de verzi sunt încât au nenorocit munții întregi. Prejudiciul este estimat de anchetator la 109.954 de metri cub de lemn, adică de pe acești munți au ieșit peste 5.000 de camioane cu lemn tăiat ilegal, cu o valoare de 23 de milioane de lei. Doi brazi verzi aparține fraților Ghilencea, Gheorghe și Ion, vecini cu membrii clanului Brânză, care au în Pietroșani un adevărat imperiu. Își văd nestingheriți de treabă, tocmai intră un camion încărcat cu lemne la ei în curte. În birou l-am găsit pe Ghilencea Gheorghe. Fratele este patronul, eu sunt angajat la firmă, el momentan este plecat. Îl puteți suna ca să ieșim și să știm când ne întoarcem? Ne întoarcem mai târziu? Nu. Nu vreți să-l sunați? Nu că nu vreau. Nu vă deranjez. Vă rog frumos să vă părăsiți. Ghilencea Gheorghe. Este în dosar, nu vrea să vorbească. Pentru a tăia păduri, familia Ghilencea apelează la firma Sece Transalpin Pietroșan 2004 SRL. Aparține familiei și țarul. Sunt vecini, îi despart câteva sute de metri. Ion și țarul este fondatorul firmei. Versanți întregi fără pădure. Cum de-au rămas fără pădure? Păi dacă așa ne-au marcat, ei au marcat, eu am tăiat. Eu ce sunt de vină? N-am făcut nimic decât am marcat. Am tăiat ce au marcat ei. Cine? Ocolul Silvic. Când ați văzut ce lăsați în urmă, cum vi se pare? Asta este. Acum ce să mai facem?
Mai putem să facem ceva? Păi, cineva ar trebui să răspundă pentru ce s-a întâmplat acolo. Nu să răspundem. Și dacă e și să consideră că suntem vinovați, răspundem. Asta este, domnul Dim. Da, nu vi s-au oprit niște beculețe că ceva e în neregulă acolo? Mă rog, alea sunt alte aspecte, face altă obiect, alte discuții, alte... Mă rog. De 12 ani, anchetatorii nu reușesc să dea de cap acestei povești. În tot acest timp, familiile Ghilencea și Șițaru au scos lemn din pădure. În mașina din față este un membru al familiei Șițaru. Ne-a depășit pe șosea în mare trombă, după care a stat o vreme în fața noastră. Și acum conduce pe acest drum de unde vin și camioanele cu lemn. Sunteți angajat la domn Șițaru? Da. Și mergeți către tăiere? Da. Familia Șițaru taie acum la coada lacului Vidraru. Aveți cumva vreun panou pe undeva unde se vede ce fel de lucrare e aici? A fost mai la deal. A fost mai la deal? Dacă mă duc, îl găsesc? În mod normal, la fiecare exploatare ar trebui să fie un panou care să arate firma cât de ce și care e perioada de tăiere. Hai că le-am dat de treabă și face un pic încălzire prin zăpadă. Să caute un panou. Acesta e rezultatul tăierii de acum. Bucăți întregi de pădure dispar. În munții Făgăraș, pe Valerea, în groape, la Pojarna și multe alte locuri rămase fără pădure, a tăiat și firma Stania Bar. Stania Bar își are sediul pe aceeași vale cu toate firmele din dosarul Cheresteaua. Are un prejudiciu de 10 milioane de lei, 717.871 de lei și 73 de bani. La virgulă. Anchetatorii susțin că Stania Bar a tăiat ilegal peste 52.000 de metri cub de lemn, adică mai bine de 2.600 de camioane. Andreescu Paraschiv a fost proprietarul firmei. Toate din burtă, vă spun sincer. Păi, din burtă, dar acolo nu mai e pădure. Unde? Valea, Rea, Groape, păi, așa se zice, toate locurile. Așa se zice. Așa se zice că nu mai e pădure? Da, da. Păi și e? Păi bă, este, cum să nu fie. Acolo nu mai e pădure, că eu am fost acolo, ați nu mai fost, e pădure. Da, 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 exact. Deci dumneavoastră ziceți că este. Dumneavoastră ați mers de mers sus, unde ați văzut că e totul uscat și asta s-a tăiat. Lemnele uscate. Deci vă spun sincer, nu... Da. Asta e un prejudiciu adus din pe genunchi, cum să zice. Am solicitat un interviu și cu un procuror de la parchetul Argeș pentru a ne spune de ce în aceste cazuri anchetele durează de mai bine de 11 ani și nu s-a întâmplat nimic până acum. Am fost refuzat, am primit un răspuns în scris cu o listă lungă de acțiuni pe care anchetatorii le-au avut, dar până acum nu s-a întâmplat nimic. Aurelian Mihăilă coordonează procurorii care anchetează delictele de mediu din România. Noi, statul român, noi, instituțiile statului, dumneavoastră, suntem chiar atât de neputincioși să nu putem să facem nimic cu acești oameni care au furat? Răspunsul meu este în sensul în care, ascultând cifrele și dându-mi seama de amploarea situațiilor de fapt sau încercând să-mi fac o idee despre, mă gândesc că sunt cauze complexe. O cauză complexă are nevoie de un probatoriu complex. Vreți, dumneavoastră, locul săvârșirii este unul în general în afara percepției noastre. Adică e undeva mai departe, în general în locuri izolate. Bun, le și vedem la un moment dat. Când, știu, nu știu, trecem prin pădure, trecem prin anumite drumuri publice. Această izolare, cumva, a locului săvârșirii faptei e coroborată cumva și cu o procedură greoaie pe linie administrativă vis-a-vis de ce înseamnă constatarea faptei. Mihăilă coordonează echipa de procurori din 2021. Și din 2021 până acum, ce ați făcut? Păi, tocmai ce am finalizat acest ghid de investigare a anumitor tipuri de infracțiuni din zona mediului. Țin legătura... Care nu vizează însă păduri. Nu vizează pădurile, nu. Mihăilă susține că parchetul funcționează la doar 40% din capacitate. Ar mai avea nevoie de oameni, de specialiști în domeniul silvic. Nu are. Până în acest moment, 2021, suntem 2023, încă nu ați elaborat ghiduri, încă nu i-ați adunat pe oamenii? Da. Și vă pot răspunde în același timp faptul că ne-am ocupat de altceva. Procurorii și Ministerul Mediului au un protocol în care se arată clar cum trebuie să colaboreze anchetatorii cu silvicultorii pentru a opri dezastrul din pădure. În 2017,
se încheie un parteneriat între Ministerul Mediului și Parchetul General. Parchetul General n-a funcționat niciodată. Perete în perete cu dumneavoastră. Aici este intrarea. Acel protocol n-a funcționat niciodată. Așa este. Acel n-a funcționat niciodată. Nu a dat rezultate niciodată. Există în acest moment un procuror specialist pe Silvic? Nu cred că trebuie să existe un procuror pe Silvic, pentru că țara este mare și județele, toate județele se... Dar avem măcar unul? Avem procurori specializați pe infracționalitate de mediu. Ministerul Mediului este flancat deoparte de Parchetul General, în clădirea de pe colț sunt procurorii, iar de cealaltă de Serviciul Român de Informații. În toate aceste instituții se știe foarte bine cine a tăiat și cine taie din pădurile României. Sunt teancuri de dosare degeaba, nu se întâmplă nimic. Acolo pe colț este Ministerul Justiției. Altă poveste. Anul trecut, 8.051 de dosare penale au fost cercetate și finalizate în domeniul silvic, din care doar 355 au ajuns în instanțe, adică doar 4,4%. Restul s-au închis. În 2022, doar 30 de infractori au fost condamnați. Asta înseamnă 0,37% din totalul dosarelor penale. Și în anii trecuți, tot atât de prost am stat. Pădurile au dispărut, infractorii au scăpat. De-a lungul anilor am arătat la România Te Iubesc cu dovezi multe tăieri ilegale, suprafețe uriașe de pădure. Ce s-a întâmplat cu dosarele deschise de anchetatori? Aflăm imediat. Revenim! În Argeș, cei care au tăiat și taie păduri sunt bine cunoscuți de toată lumea. Își deschid mereu alte firme, schimbă mașinile și tot scot lemn din pădure, chiar sub nasul anchetatorilor care îi cercetează în acest timp. Munții Făgărași sunt o comoară și ar trebui protejați. Se taie însă masiv și păduri vechi de secole sunt transformate în lemn de foc. Valea Lotrioarei, județul Sibiu. Pare incredibil, dar pe acest drum îngust care dă în Valea Oltului, în ultimii 3-4 ani au coborât peste 1000 de camioane încărcate cu lemn tăiat ilegal. În 2018 am arătat dezastrul de la Boița. Pe vinovații am arătat unei țări întregi. Cum de s-a ajuns să plece de acolo sute de camioane de lemn? Nu pot să-mi dau seama. Păi nu dumneavoastră sunteți pădurarul locului? Păi ba da. Păi și cum? Nu știu, deci nu pot să... Silvicultori, șefii direcției silvice Sibiu, politicieni au fost implicați în dispariția pădurii. În toamna lui 2022, procurorii din Sibiu îi scapă pe toți și trimite dosarul la judecătoria Avric pentru continuarea cercetărilor cu autori necunoscuți. Hai, peste! La Gârda, în Alba, am arătat dezastrul în 2013, peste 200.000 de metri cub de lemn furat. Am arătat și vinovații pentru tăierile de la Măguri, în Cluj sau din pădurile Maramureșului. Dosarele s-au clasat, infractorii au scăpat. La ce mă duce cu mine chestia asta? La nevoia de specializare. Asta înseamnă că n-am fost în stare să... Nu spun lucrul. Să investigăm acea cauză complexă, să ajungem la făptaș. Puneți dumneavoastră. S-a închis dosarul. Da, eu o spun în, să zic așa, în felul în care eu gândesc. Și eu câteodată m-am împiedicat și am stat luni, săptămâni, și eu. Eu printre mulți alții. M-am împiedicat că n-am știut. Oare am ajuns la nivelul ăla? Muncind un an, doi, am ajuns să gândesc în aceeași termen. Nu am suficient standard. Nu mai am combustibil să duc mai departe probatoriu. Versanții rămași fără pădure sunt o oglindă în care, la o primă vedere, se observă incompetența și neputința autorităților din statul român. Dacă privești însă mai atent, realizezi că de fapt este vorba de o cârdășie între autorități și hoții de pădure. Nimic nu se întâmplă pe acești versanți fără știrea silvicultorilor. Firmele clanului Brânză au tot tăiat și cărat lemn din munți, în timp ce anchetele și procesele au bătut pasul pe loc. Dacă mi-a luat atestatul, așa, am trecut mașinile, că nu puteam să mai lucrez. Am luat un evaluator, n-am avut nicio restricție. Brânză a tăiat lemn până în ziua în care a fost condamnat. Igieniza pădurea. Conform APV-ului emis de ocolul Silvic Codri Verzi, aici ar trebui să fie o tăiere de igienă. Natura a produs igienizarea pădurii. Cam așa arată sub zăpadă copacii pe care i-au coborât din pădure. Igienă.
Brânză a primit aprobări pentru a tăia copaci de la ocolul privat Codrivers, care în perioada 2011-2020 a fost condus de actualul vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, Marius Florinel Nicolaescu. După ce firmele anchetate în dosarele Cherestea au lăsat un dezastru în Făgăraș, pădurile au fost preluate în administrare de ocolul lui Nicolaescu. Un raport al Corpului de Control din Ministerul Mediului arată că ocolul Codrivers a scos și el mii de metri cubi de lemn cu încălcarea legii de pe acești versanți. Sunt de la ProTV, de la emisiunea România Tribesc. Da. Și colegul meu, Cristian. Păi, colegul lăsăm, dacă doriți dumneavoastră, nu colegul să vă lasă cu. Nicolaescu susține că nu are habar de acest raport și acuzații. Noi am respectat legislația pas cu pas. Mergeți și vedeți dacă la minister cumva nu s-a respectat. După 24 de ore, timp în care s-a documentat, vicepreședintele Consiliului Județean m-a invitat în sediul ocolului Codrivers pentru detalii. Dovadă că relația politicianului cu silvicultorii e în continuare destul de strânsă. Practic conduce acest loc. Am și eu o întrebare. De ce Marius Nicolaescu și nu Codriversi? Pentru că dumneavoastră ați condus acest ocol din 2011, nu? Da. În raportul ministerului se arată că ocolul nu a plantat și nu a întreținut pădurile care au mai rămas în picioare. Înconjurat de dosare și hârtii, Nicolaescu susține că tot ce s-a întâmplat este legal, că n-a tăiat, ci a plantat. Dumneavoastră, ca silvicultor, când treceți prin acele zone, cum vi se pare? Normal că nu-mi place nici mie, dar ceea ce știu este că noi, de când am preluat acele suprafețe, noi am încercat să gospodărim bine pădurea, să facem curățenie, să împădurim. Suntem singurul ocol care am împădurit. Raportul Ministerului Mediului a ajuns la anchetatori. Nu s-a întâmplat nimic. În 2020, Fundația Carpatia cumpără toate pădurile din dosarele Cheresteaua, 1600 de hectare, și începe să planteze în zonele afectate. Noi am urcat acolo și când am mers la Muchie și ne-am uitat pe partea cealaltă spre groapele, ne-am gândit că este un ground zero, este o zonă afectată de o bombă atomică. A fost, câte mult am văzut, a fost tot tăiat la ras. La groape, peste 300 de hectare au fost distruse. Parte din pământul de pe versanți, după dispariția pădurii, a fost luat de ape și a rămas doar piatra. Plantarea se face greu, puieții sunt cărați cu măgarii. Acolo, Codriver, zice că a plantat acolo pădure. E ușor de spus, dar în momentul în care am făcut inventar în 2020, practic acolo nu e decât acea plantație de 3 hectare care se vede după vechimea puieților, că este dintr-o perioadă mai veche. Firmele deținute de familiile Ghilencea și Șițaru au vândut aceste suprafețe și au luat bani de la fundație. Păi da, bineînțeles. Pentru astea 1600 de hectare au luat niște bani buni. Anchetatorii au pus echestru pe bunurile acestor familii, dar deocamdată statul român n-a recuperat nimic din pagubă. Carpatia plantează păduri cu bani din donații și speră să salveze cât mai mult din pădurile din Făgăraș, SIT Natura 2000. Din păcate, așa arată harta cu avizele date în 2022 pentru tăiere. Se taie peste tot. Munții încă au păduri bătrâne și păduri posibil virgine, o comoară care încă mai este, dar se împuținează în fiecare zi. Cât sunt copaci ăștia imenși. Și ei au tăiat, îi bagă pe foc, că sunt uscați. Asta n-are nimic. Pe Valea Topologului tocmai au fost tăiați într-un singur loc 3000 de metri cub de lemn. Un panou de parchet e pe undeva pe aici? Păi a fost, dar l-a bătut vântul. Era mai de dimineață, era și cred că l-a luat vântul. De dimineață era? Da. Ieri, eu nu l-am bătut. Sau? Ieri, da. Eu penseam că trebuie să fie pe jos, pe aici, pe undeva. La viscul de-a fost. În parcela 71B se taie legal cu aprobări. Toți sunt putre, ia uitați-vă la toți ăștia de jos. Ia uitați-vă la ăștia, mă! E prima intervenție, deci nu pădure de 170-180 ani, a fost pe o dată când s-a intervenit în ea. Pe harta cu alerte aici este semnalată o pădure posibil virgină, numai a fost tăiată acum. 180-190. 180-190 de ani. Da. Și noi tăiem. Și oricum să rup și să prăpădesc. Și ca să nu se rupă, să nu se prăpădească, uite. Da, e un amenajament făcut în urma studiilor sau. 180 de ani, pădure de 180 de ani.
Universitatea pentru Științele Naturii din Praga a cercetat an la rând aceste păduri și a atras atenția întregii lumi că trebuie să luăm măsuri de urgență pentru a salva munții Făgăraș. Drept răspuns, mașina cercetătorilor veniți din Europa a fost distrusă. Șeful ocolului Șuici, care dă undă verde pentru tăieri, susține că ce am găsit în rampă sunt resturi. Au fost și copaci care au arătat mult mai bine, arbori de 180 de ani. Toată lumea s-a ferit să ia lemnul mai rău și acum e cam finalul, cam ce a rămas. Astea au rămas, adică nu vă gândiți că tot lemnul a fost așa, adică numai în felul ăsta. Zeci de camioane ies zilnic din aceste păduri, unele vin tocmai de lângă golul alpin. În vârf de munte, la 2 ore de mers de toate drumurile, sunt la treabă, camioane încărcate aici. Și acest lemn e tăiat cu acte legal și înscris în sumal 2.0, sistemul care ar trebui să arate trasabilitatea lemnului din România. Totul se întâmplă pe telefon, doar că sistemul are lacune, iar hoții au învățat cum să-l fenteze. Fiecare buștean care pleacă din pădure trebuie să fie înregistrat în sumal. Transportatorul are obligația să precizeze în sistem de unde pleacă și unde ajunge, care este cantitatea totală. Să încarce 4 poze, fața, spatele, lateralul și kilometrajul camionului. Se emite un aviz pentru fiecare transport, chiar dacă nu există semnal la telefon. Când ajunge în zona de semnal, telefonul se conectează automat, teoretic. Practic însă, mulți își înregistrează transportul offline și țin telefonul închis sau în modul avion până la livrarea lemnului. Dacă apare un control pe traseu, deschid telefonul și datele intră în sistem. Dacă nu, șterg aplicația și lemnul transportat e vândut la negru. Am însoțit aceste camioane până la ieșirea din pădure. Câteva ore mai târziu, unul dintre ele figura în sumal că încă este la locul tăierii, iar cele alt că a mers tot drumul cu GPS-ul oprit și asta s-a întâmplat zile în șir. Le-am prezentat cazul comisarilor de la Garda Forestieră Argeș. Ceva nu înțeleg, o să mai încarc o dată, că nu mi-arată traseul. Da, asta trebuie să o cercetăm des și probabil vom lua legătura cu cei de la minister, dacă nu reușim să-i dăm de cap. Anumite lucruri le vedem, anumite lucruri le văd mult mai bine cei de la Serviciul Sumal. Sistemul Sumal 2.0 nu emite alarme atunci când se întâmplă astfel de situații. La București, sistemul are doar 5 oameni care îl monitorizează. Am încercat să discut cu unul dintre ei. Ministrul Barna a insistat să răspundă el. În momentul în care sistemul nu este folosit corect, sistemul ar trebui, softul, să emită o alertă că acolo se întâmplă ceva. Ce să nu fie nevoie să mă duc eu. Emite dacă a șters sumalul de pe telefon? Ce să emită? El oprește GPS-ul la plecare, ajunge la destinație, șterge aplicația ca să nu genereze aviz de primire. Se duce înapoi, opriți camera, că vă învăț cum să fure alții. Păi asta no. Știu, ei fac treaba asta. Da, identificăm, domnule. Dacă asta putem cumva să-i prindem să nu mai facă așa ceva. Păi asta facem, îi prindem. Eu am identificat pe toți cei care au făcut mai mult de 100 de instalări și dezinstalări pe lună. Ministrul susține că ilegalitățile lasă urme în sistem. Pot fi însă descoperite doar dacă cineva le caută, lucru aproape imposibil pentru că în fiecare zi pleacă peste 17.000 de camioane cu lemn din pădure. La Garda Forestieră Argeș, Răzvanu Dudec este singurul angajat care urmărește sistemul Sumal. Pentru o suprafață de 270.000 de hectare, lucrează doar cu sesizările oficiale și are și alte lucruri de făcut. Nu prea mai este timp să facem noi din proprie inițiativă aceste verificări, pentru că primim foarte multe solicitări să acordăm sprijin. Și astfel de situații ați putea să le aflați, dar dacă vă băgați dumneavoastră nasul acolo... Păi nu avem cum altfel. Păi nu avem cum altfel. Un silvicultor școlit prin străinătate a venit cu metode moderne pentru a opri furtul din pădure. A fost dat afară din sistem. Cum a fost posibil? Aflăm imediat. Avem unul dintre cele mai moderne sisteme de monitorizare a transporturilor de lemn din lume. Hoții au învățat să-l fenteze și să scoată lemnul tăiat ilegal din pădure. Avem echipamente care ar putea să ne spună câte pădure există, cât și unde se taie, să vedem în timp real infracțiunile. Autoritățile de la noi nu le folosesc. În Ministerul Mediului și Parchetul General încă am rămas la nivelul promisiunilor. O să facem, o să avem, în timp ce pădurile cad. Ministrul susține că trimite în fiecare lună o listă cu infracțiunile semnalate în sumal. Trimite la poliție și poliția ce face? Se duce la el și... Îi dă amendă sau îl bagă în pușcărie. Avem astfel de cazuri? Nu există sentințe pe astfel de cazuri. La fel ca la dosarele penale. Avem rezultate.
Adică nimic. Avem rezultate, da. O altă metodă de furt. Hoții introduc poze trunchiate în sumal, opresc internetul pe tot traseul. Dacă nu-i prinde nimeni, fac mai multe transporturi cu același aviz, lemn furat, și abia la final activează internetul, iar în sistem sunt înregistrați cu un singur transport legal. Ministrul spune că sistemul îi vede. Când zice sistem, înseamnă softul care vine și îmi dă acest rezultat sau un om care lucrează în sistem? Un om care apasă pe enter. Un om care apasă pe enter. Un om care apasă pe enter înseamnă că trebuie să vadă ce? Să vadă pozele. Nu trebuie să, nu. Păi nu analizează pozele. Analizează trasee și instală și dezinstală. O să avem. Când o să avem inteligența artificială pentru sumal, o să analizeze și poze. Se va face și acest lucru. Cumva mergem pe cu explica. Eu zic ceva. Dar de ce intrăm într-o discuție tehnică la care nu vă pricepeți dumneavoastră și nu sunt informatician și nu le știu nici eu. Eu știu un singur lucru. Eu pot să primesc lunar lista celor care dezinstalează și instalează. Dumneavoastră spuneți că eu nu mă pricep, dar m-am dus în pădure și am găsit cu nereguli. Și păi vin da, la dumneavoastră și vă întreb și n-am înțeles. I-ați raportat și i-a prins garda. Două mașini am intrat în pădure și i-am găsit. Dacă prindeți trei mașini și le raportați, trei mașini vor fi prinse. Cele două camioane au trecut prin bariera ocolului Silvic Șuici. De mai multe ori, nimeni nu le-a verificat. Nu știu ce să vă spun, v-am zis, cu telefoanele astea mobile nu am probleme. Nu știam că apare așa, deci chiar nu știu. E vorba de telefoane care le folosesc, habar nu am ce telefoane. Uite-l. Pe 1 februarie, acest camion circula pe drumurile din Argeș cu GPS-ul oprit. În sistem, în astfel de situații, nu apare traseul, ci o dungă între locul de încărcare și destinație. I-am semnalat situația polițistului din zonă. La fața locului a ajuns și un echipaj al jandarmeriei. Jandarmii au dreptul să oprească astfel de transporturi doar pe drumurile forestiere. Pe drumurile publice, intră în competența poliției. Păi da, așa merge de câtva timp. Deci a mers cu GPS-ul, oprit. Ca să nu se vadă unde ești, traseul și unde descarcă. Am pornit în căutarea camionului. L-am găsit și a început o demonstrație despre cum acționează autoritățile statului român. De ce nu porniți GPS-ul din pădure? Și cum stați la telefonul la noi? Nu, din pădure, la cursa din pădure. Acum va apare GPS-ul, dar drumul, dar drumul dar cine l-a oprit? La cursa din pădure. Și eram nebun să-l opresc, să ne-am luat la GPS. Mai bine de o oră am așteptat un alt echipaj cu polițiști mai pricepuți în ale silviculturii. Polițistul vorbește cu șeful. Puțin mai devreme a plecat de aici din zonă când avea semnal la telefon. Acum i-a apărut semnalul, dar nu mișcă un deget fără acordul șefului. Șeful mi-a spus că dacă putem să mai așteptăm câteva minute, 10 minute. Păi am așteptat, când a zis 10 minute, am așteptat vreo, deja suntem de o oră aici. Să apară și colegii mei ceilalți. Apare patronul firmei care deține camionul. Avem telefoane bune, dă-le dracu. Lasă tării, dai să nu se mai opresc. Păi dar nu știu, dă-i mă dacă nu știu. Ajutați-ne și pe noi, cine știe. Păi dar nu știu. Acum și să ne spuneți și nouă acum direct. Păi nu vă spun eu, trebuie să facem noastră. Un alt echipaj de poliție ajunge în zonă. Polițiștii se întreabă unul pe altul ce e de făcut. După alte zeci de minute de așteptare, ne deplasăm la locul de unde s-a încărcat lemnul. Aici nu e problema mea. Aici e problema ocolului Silvic Switch. Păi cum să fie problema dumneavoastră? Păi e mașina dumneavoastră. E mașina mea, știu. Care merge, dar noi ne-am întâlnit cu ea pe traseu, n-avea GPS-ul pornit. Nu, e să cred așa ceva. Nu, vedeți, vă arată pe poze aia, uitați-vă. Dar ce credeți, că a fost o șmecherie? În momentul în care eu am văzut mașina în traseu că n-are GPS-ul pornit, dumneavoastră nu v-a rezultat că e o șmecherie când te vezi pe mașină și nu apare? Apare un alt echipaj de poliție, vine și poliția silvică de la județ și câțiva pădurari pregătiți de acțiune. N-a mers GPS-ul când ați venit prima cursă. Acum merge GPS-ul? Colegii de la Silvic, poți să verifici dacă sunt probleme cu GPS-ul. GPS-ul a fost oprit. GPS-ul a fost... Păi da, dunga aia verde... Păi stați, ia deschideți. Păi deschideți poza aia pe care o aveați. O deschid, dar nu suntem nici noi proști. Nu mai deschid, acum fața noastră. A venit și garda forestieră, care a dat o amendă patronului pentru că nu avea depozitul împrejmuit. Pentru că umbla cu GPS-ul oprit, șoferul a fost amendat cu 2000 de lei, iar unul dintre jandarmii a setat telefonul să nu se mai întrerupă. Toată ancheta a durat o jumătate de zi. Am reparat telefonul. Deci suntem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oameni și am reparat un telefon.
7. Aveți dreptul. Important e că am făcut verificările, să ne lămurim. Organele de control nu știu sau nu vor să folosească sistemul SUMAL să-i oprească pe hoții de lemne, iar neștiința ajunge până la cel mai înalt nivel, o recunoaște șeful procurorilor de mediu. Nu suntem atât de familiarizați pe cât ar trebui cu SUMAL-ul. Nu știm exact cum să lucrăm. Nu știu câți dintre colegii mei din țară au intrat și sunt familiarizați cu ce înseamnă SUMAL-ul, ce înseamnă... Și nu există nicio inițiativă în acest sens încât să vă aduceți o echipă de, eu știu, de 10, 15, 30 de oameni pe care să-i școliți? Eu sunt, e adevărat, coordonator rețelei de ceva timp. Am avut de lucru într-o altă zonă, dar cred că, nu cred, mă voi ocupa după ce termin acum niște proiecte de aspecte silvice și am în vedere cumva să vedem cum facem să ne familiarizăm mai bine inclusiv cu SUMAL-ul și alte lucruri din zona asta. Sunt aspecte de noutate. Marca aplicată cu ciocanul pe copac este principalul element de control care arată legalitatea unei tăieri. După câteva luni ea nu mai este însă lizibilă și nu mai reprezintă o probă puternică. Mihai Gășpărel este șeful gărzii forestiere Suceava. Cred că pe puțin 90%. Scapă datorită faptului? Da, pentru că nu se poate face această distinție între marca falsă și cea reală. Avem foarte multe cazuri în care am prelevat probe și expertul criminalist nu s-a mai putut pronunța. N-a putut să spună dacă marca pe care am ridicat-o este adevărată sau falsă. Granița dintre Harghita și Bacău. În mașina din față este pădurarul Gabriel Oltean, care a fost aproape de revoluționarea sistemului silvic din România. Aproape. Oltean a fost șef de promoție în facultate, are un master în silvicultură în Canada și a fost admis la doctorat la Yale, peste ocean. Nu s-a dus, a venit în satul natal, șef de ocol silvic. Înainte de venirea lui, an la rând din pădurile Ghimeșului s-a tăiat ilegal. Un dosar cu mulți vinovați a fost pasat de procurori de la unul la altul, an la rând, până când cei implicați au fost scoși basma curată. Pădurile din zonă poartă și acum urmele tăierilor ilegale. Prima măsură pe care Oltean a luat a fost să instaleze camere de filmat pe drumurile care coboară din pădure. Imaginile puteau fi urmărite de oricine live pe internet. Pădurarul sau altcineva ar fi, poate să întoarcă privirea, dacă camera nu. A instalat și bariere. Dacă e să o închidem, trece mașină mică, trece căruța cu fân, trece orice dubă, orice asta. Singurul care ar fi oprit ar fi un camion forestier. În primăvara lui 2022, sub privirile șefului Rom Silva și ale altor oficialități venite de la București, a prezentat un nou sistem de marcare a arborilor. Tag RFID ăsta are un cod de 16 caractere unice. Deci eu am un cui pe care îl bag în cioată, da. Și pot să vin să-l citesc, da. Cu cititorul. Și îmi spune aici, am avut arborele 235. Da. Cu 235 mă duc în carnetul de inventar, îmi spune că a avut diametru de atâta și eu pot să verific că bate cu dimensiunea ciotei. Mârlăniile grosolane le poate elimina. Marca electronică e mai greu de îndepărtat de infractori și permite o evidență mai clară și un control mai ușor în pădure. La 2 luni de la prezentarea acestui sistem, Oltean a fost dat afară de ocolul silvic pentru că nu a permis scoaterea unor cantități mari de lemn din pădurile care aparțin primăriei Ghimeș. Viceprimarul explică. Că noi vroiam cât de repede scoatem lemnul ăla, avem profit, era și prețul ăla, boom-ul ăla cu prețul lemnului, în care putea UAT-ul să aibă un profit destul de frumușel. Treaba asta nu prea s-a întâmplat. Adică pentru el nu era nici proprietar, nici cea, nimic. El era atotputernic. Nu putea absolut nimic. După plecarea lui Oltean, imaginile surprinse de camere nu mai sunt publice pe internet. De ce? Nu s-a mai publicat. Nici nu știm parola la... Am vorbit un pic cu domnul care s-a ocupat de server și de tot sistemul, de supraveghere. Deci fostul șef de ocol nu știe parola, să vă dea parola asta? Ba da, cred că bun, știe. Și atunci de ce nu mai sunt publici? Nu a fost probleme că mulți verificau când mergea personalul de teren la patrule, știau. De pe telefon se putea identifica imediat dacă un șef de district sau pădurar silvic mergea spre cantonul silvic. Păi și nu era bine asta? Nu, că infractorul știa în timp real când ajunge personalul de la ocol în teren.
Datorită acestor camere ați prins vreun transport ilegal? Adică... Înainte a fost. Până când am intrat un pic în normalitate, să zicem așa, da. Înainte până când? Adică când a fost ultima? După montarea camerelor. O perioadă de jumătate de an. S-a prins? S-a prins, da. Și de când sunteți dumneavoastră, de o altă jumătate de an, ați prins ceva? Nu, nu au fost probleme. S-a oprit? Cum să zic? Nu mai sunt. Oltean se judecă acum cu primăria și ocolul Ghimeș. I-am arătat noul sistem de marcare ministrului mediului. Susține că e prea costisitor. Barna promite că o să cumpere 2000 de camere din PNRR, că o să supravegheze pădurile din satelit. Promite. În România nu știm cât lemn dispare din pădure ilegal. ONG-urile de mediu susțin că autoritățile reușesc să prindă și să raporteze doar 1% din furturi. Pentru controlul celor mai mari păduri din România, din Moldova, Maramureș, Apuseni și Muntenia sunt doar 89 de inspectori silvici pentru milioane de hectare. Zilele trecute la șefia Gărzii Forestiere Naționale s-au numit conducători. Consilierul personal al ministrului a preluat conducerea din partea UDMR, iar adjunctul este un cântăreț de muzică populară numit de PSD, cunoscut pentru melodiile Pădure, dragă pădure și Sunt înalt, fără mustață. Nu începem cu stângul odată ce punem niște oameni numiți politic în funcția unei instituții atât de importante? Eu sunt convins că domnul Porjolt, domnul inspector general, respectă toate cerințele. Oficial, România scoate din păduri 19 milioane de metri cub de lemn pe an. În 2018, cercetătorii din Institutul Național de Cercetare în Silvicultură, care se ocupă de inventarul forestier național, au ajuns la concluzia că în fiecare an din pădurile noastre ies 38 de milioane de metri cub de lemn. Cum datele erau prea mari în comparație cu cele oficiale, au fost scoase din raport de o comisie a Institutului, cu justificarea că au fost calculate eronat. Gheorghe Marin este șeful inventarului din 2007. Etica în cercetare spune că nu poți să cenzurezi rezultatele cercetării. Există în lege că o comisie poate să avizeze sau să nu avizeze o lucrare, dar nu are atributul de a obliga cercetătorul să scoată din lucrarea respectivă anumite rezultate, pentru că asta e cenzură. Șerban Davidescu este directorul institutului. Domnia sa, dacă se poate, o să intre probabil din nou în comisiile științifice ale institutului și o să vedem atunci ce se va întâmpla. Puteți să-l chemați? Doar de asta cu eșantionul? Deci, păi ați vorbit mai înainte cu dânsul. Da, dar de la dumnealui are, își susține în continuare această cifră. Bun, a avansat-o, a discutat cu alți oameni din institut această cifră, întreb și eu, nu știu. Și eșantionajul, și erorile calculate și așa mai departe de după. Păi nu l-ați întrebat? Să spun. Păi mie nu mi-a prezentat un raport în care este această cifră. Dacă vi l-ați cerut? Dumneavoastră, nu l-am cerut. Alți colegi de aici din institut au venit cu un contrastudiu? Dar nu pot să fac un contrastudiu, domnule. Pentru ce să fac un... Cine mi-l plătește un contrastudiu? Am discutat cu Marin într-o pădure de lângă institut, pentru că șeful său, directorul Șerban Davidescu, ne-a cerut să nu vorbim pe acest subiect în instituția pe care o conducem. Filmările să le faceți în altă parte. În altă parte însemnând în curte, în pădure, într-un cadru neutru? Într-un cadru neutru, adică nu nici intenție. Ciclul 2 de inventar s-a derulat în perioada 2013-2018 pe 28.000 de suprafețe împrăștiate în toată țara. La inventar au lucrat 80 de cercetători plătiți din banii statului cu 30 de milioane de lei. În 2019, vestea că din păduri se scoate aproape dublu decât se știe oficial a făcut vâlvă. S-a ținut o dezbatere cu mai mari silviculturii care n-au ajuns la nicio concluzie. Marin a fost cercetat de DICOD pentru comunicare de informații false. Subiectul a fost îngropat, iar ciclul 3 al inventarului, care trebuia să înceapă în 2019, n-a mai primit finanțare. Abia în 2020 au început să vină banii și cercetările s-au reluat. Olivier Borio este doctor în inventarul forestier și lucrează la inventarul pădurilor din Franța, a lucrat și la inventarul din România, a renunțat. Gestionarii nu se mai gândesc la ce urmează cu pădurii, se gândesc numai la cum să ascund. O modalitate simplă este de a lua termometru, inventar este termometru, da? L-am stricat, terminat, am rezolvat probleme. Asta este tentativă. Asta sunt tentative mereu, din partea mai multor, au fost foarte mult din academii, spre exemplu, de a opri inventar. Pur și simplu, opriți inventar. Și a face tot felul de presiuni ca
la minister, să sumele cumva furnizate inventarului să nu fie niciodată sumele cu care a trebuit să funcționeze un inventar. Ciclul 3 o să fie gata în 2025 și costă statul român 64 de milioane de lei. Laura Boriom este doctor în drept silvic și profesor la Facultatea Silvică din Suceava. Deși lucrul ăsta există, nimeni nu și-a asumat răspunderea de a explica, de a înțelege ce se întâmplă și de a face politici publice adecvate pe baza acestor cifre. Nimeni nu și-a putut asuma această răspundere. Și de ce? Pentru că se știe că dacă ridicăm prețul, s-ar putea să descoperim niște lucruri nu prea plăcute. Și atunci, ca să evităm orice risc, nimeni nu și-a asumat această responsabilitate de a explicita cifrele de inventar. N-am văzut raport oficial. Am văzut foarte multe dezbatere pe acea cifră și eu sunt convins că este imposibil ca în România 20 de milioane de metri cubi pe an să iasă ilegal din pădure. Șeful IFNM susține că până acum cifrele din noul inventar arată același lucru. Se taie mult peste raportările oficiale. Dacă am vrea, am putea să știm clar câtă pădure avem și tăiem. În Brașov, câțiva ingineri silvici și profesori universitari au inventat un sistem care măsoară cantitatea de lemn din pădure. În doar 15 minute, aparatul scanează un hectar de pădure și în 3 ore, datele sunt interpretate. Precizia este centimetrică. La nivel de pădure, pot să văd inclusiv influența lucrărilor pe care am făcut-o, pentru că eu ca silvicultor vreau să știu să văd și cum evoluează pădurea după ce am făcut o lucrare, am curățat, am scos arbori uscați. Cu acest aparat s-ar putea scana și lemnul din camioane și depozite, s-ar evita costurile uriașe plătite agenților care măsoară după metode învechite și stau cu lunile în control pe banii statului. Ministrul Mediului susține că e în legătură cu cercetătorii din Brașov. Concret nu există un interes prea mare. Adică aș putea spune ca să e aproape spre deloc. Avem niște proiecte în Austria și în Germania. Acolo sunt proprietari de pădure care practic managează deja pădure de 100 de ani, 150 de ani și vor să o manageze și peste 100 de ani. Și nu vi se pare că trăim într-un stat în care lucrurile nu funcționează când suntem în astfel de situații? Ba da. Și nu vi se pare că la dumneavoastră este... Nu la mine singur. Și la de s-a aruncat tot timpul mingea la Ministerul Mediului pentru că nu este la noi. Lipsa de asumare, de răspundere, e sport național. Avem de ceva vreme o nouă strategie pentru păduri, încă nu e aplicată. Vom avea și un nou cod silvic. Nu le facem de bunăvoie, ci ni le-au cerut forurile europene care ne-au băgat în infringement pentru dezastrul lăsat de unii confrați în pădure. Avem multe de schimbat. Rom Silva e stat în stat cu șef numiți politic și controlați de cei care i-au urcat pe funcții. Instituția trebuie reformată din temelie. Sistemul SUMAL 2.0 are nevoie de îmbunătățiri. Gărzile forestiere n-au suficienți oameni pentru control. Procurorii sunt puțini și slab pregătiți. Dovadă stau dosarele care zac nefinalizate sau clasate și infractorii care își bat joc de păduri. Noi toți trebuie să înțelegem că pădurile reprezintă dreptul la aer al nostru. Al tuturor, tocmai de aceea ar trebui să le prețuim și să le apărăm mai mult. Vă mulțumim pentru mesaje. Găsiți edițiile noastre pe Știrile Pro TV și pe Voio. Atât pentru astăzi, vă las acum cu Știrile Pro TV. Toate bune!